Șeful Curții Supreme din Alabama, Roy Moore, a dat recent un ordin juridic de a refuza licența de căsătorie pentru cuplurile de homosexuali, citând o interdicție a statului. Cred că redefinirea cuvântului căsnicie nu se regăsește în puterile desemnate guvernului federal. Peste 50 de judecători ai statului Alabama au refuzat să elibereze licențe pentru cuplurile de homosexuali. Moore spunea că el are autoritate numai peste judecătorii care eliberează licențele pentru căsătorie, dar pune la îndoială modul în care judecătorii federali vor defini căsnicia în viitor. Se vor opri la căsătoriile între doi bărbați sau la căsătoriile între două femei sau se va merge mai departe la căsătorii multiple, la căsătorii între tați și fiice sau mame și fii? Doctorul Bradley Jacob de la Regent University City School of Law le-a spus celor de la știrile CBN că scenariul lui Moore ar putea fi posibil. Dacă spui Constituția forțează statele să renunțe la instituția căsătoriei ca soț și soție, la creșterea copiilor de un tată și o mamă, dacă spui că statele nu pot să mai facă asta și atunci trebuie să permită căsătoria între homosexuali, este foarte greu să vezi locul unde se poate trage o linie. Lupta din statul Alabama a atras atenția Curții Supreme din Statele Unite, care susține căsătoria între persoane de același sex. Totuși, judecătorii Clarence Thomas și Antonin Scalia și-au criticat colegii pentru că au refuzat să amâne legea cu privire la căsătoria între persoanele de același sex în Alabama. Aceștia spuneau că acest lucru îți dă impresia că judecătorii au decis deja să declare legale prin Constituție căsătoriile între homosexuali. Se așteaptă ca în luna iunie Curtea Supremă să emită o decizie cu privire la căsătoriile dintre homosexuali. Jacob spunea, conducerea Curții Supreme din Alabama s-ar putea să trimită un mesaj. Unul dintre cei mai negativi factori pentru cei care susțin căsătoria tradițională este modul în care Curtea Supremă s-a scăpat de această problemă și le-a permis unor curți mai mici să impună căsătoriile între homosexuali în mai multe state. De fiecare dată când Curtea Supremă se eschivează și permite căsătoria între homosexuali într-un alt stat, cred că este tot mai greu să te întorci și să spui că o să oprești căsătoriile între homosexuali. Căsătoriile între homosexuali continuă în 12 țări din statul Alabama, în timp ce pentru cuplurile de homosexuali este un motiv de sărbătoare, pentru cei ca reverentul James Henderson, fostul director al organizației Christian Coalition of Alabama, este o perioadă de tristețe. Sunt întristat pentru că știu că nu e voia lui Dumnezeu. 81% au votat amendamentul constituțional care spune clar despre căsătorie că trebuie să aibă loc între un bărbat și o femeie.